Așadar, clasa 12. Pregătiți întrebări. Hai, tu primul. Ladies first. A 12. Da. Poftim mâine. Avem o funcție definită pe mulțimea minus 2, minus 1, 0, 1, 2. F definită pe minus 2, minus 1, minus mulțimea? Nu. Mulțimea. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. A, revenită pe mulțimea punctelor, da? Da. Mulțimea minus 2, minus 1, 0, 1 și 2, da? Cu valori în 1, 2, 3. Cu valori în 1, 2, 3. Determinați numărul funcțiilor pare. Numărul funcțiilor pare. Și acum să ne amintim ce e o funcție pare. Atunci când f de minus x egal cu f de x. Așa. Deci f pare dacă și numai dacă am o mulțime simetrică și este. Deci mulțimea de pornire, domeniul definiției, este o mulțime simetrică. Că așa poți să pui f de minus x egal cu f de x. Numai atunci. Pară, dacă și mai dacă. A. Hai să zicem asta de aici. A. Simetric, da? Și trebuie să îndeplinească să fie f de minus x egal cu f de x, oricare ar fi x din A. Deci pentru toți x-ii trebuie să îndeplinească, nu? Ei. Și avem, prima condiție este îndeplinită, că e mulțime simetrică. Și să vedem care sunt funcțiile pe care le putem defini în felul ăsta. Păi f de minus 2 egal cu f de 2. Deci f de, neapărat trebuie să fie, f de minus 2 egal cu f de 2 și egal cu... Pentru că, să zicem, cu 1, da? A, și ele să fie egale cu 1, 2 sau 3. Exact. Da? Și câte posibilități avem și le numărăm pe toate. Aha. Deocamdată, o primă, f1, hai să zicem, f1, prima funcție, da? F1 da. De minus 2 egal cu f1 de 2 și egal cu 1. Dar trebuie să luăm și pentru minus 1 și 1, da? Adică f1 de minus 1 să fie egal cu f de 1 și egal cu 1. Tot cu 1, nu? Adică și ducem pe totul, toate elementele ca imagine pe 1. E funcție constantă asta. Da. Deci egal cu 1. F2 de... F și, f și f de 0 trebuie să-l ducem. Funcția e corect definită dacă asigur corespondența tuturor elementelor. Eu nu pot să las pe 0. A, și se duce tot în 0. F de 0 egal 1. Tot, da. Tot în 1. Da. Funcția constantă, nu? Așa care are ca și F1 de 0 egal 1. Adică, pe scurt, minus 2, minus 1, 0, 1, și 2, toate au ca imagine un singur element. Pe 1. Când mi-ai spus să numărăm funcțiile acestea, câte ori fi? Prima funcție, f1. O altă funcție? F2. F2. Care să facă ce? Corespondența? Să se ducă în 2. Să se ducă în 2. F3. Să se ducă în imaginea 3. Apoi. Păi observăm că sunt câte 3 la fiecare, pentru fiecare element. Deci am găsit 3 funcții pentru fiecare element din codomeniu. Pentru fiecare, nu?
pentru 1 am o funcție, pentru 2 am o funcție, pentru 3 am o funcție. 3 funcții deocamdată. Alte funcții mai pot defini? Păi da, pentru... Ne-am definit prima oară pentru 1. Așa. 3 funcții. Da. Adică una... Nu. O funcție este pentru 1. Da. Una singură, doar că în 3 forme. Nu. Este o singură funcție. Eu trebuie să asigur corespondența tuturor elementelor. A. Deci nu pot spune că am definit funcția dacă nu pun în corespondență tuturor elementelor din domeniul ceva. Da. Deci este o primă funcție, funcția constantă. Deci F1 de X, hai să zic așa, egal cu 1. Da. Funcția, apoi, o altă funcție, F2 de X egal cu... F2 de X egal cu 2. Da. Și F3 de X... Egal cu 3. Egal cu 3. Și se întâmplă clar că, fiind funcție constantă, și f de minus 1 egal cu f de 1 egal cu 1 și egal cu f de 0. Toate elementele au ca imagine pe 1. Da. Deci am 3 deodată. Alte variante de funcții care le mai pot defini. Atât. Eu zic că mai am posibilitatea să definesc. Iată, o fac o diagramă, că tot se trebuie să fac diagrama asta. Iau ce elemente? Minus 2, minus 1, 1, 0, 1 și 2. Și aici am posibilitatea să 1, 2 și 3, dar nu neapărat trebuie să le acopăr pe toate, că nu vreau bijecții ca să fie acoperit tot cu domeniul. Ci, iată, pe minus 2 și 2 îl duc în 1, și atunci f de minus 2 egal cu f de 2 egal cu 1. Și asta înseamnă că e par. Am asigurat paritatea. Și pe minus 1 și 1 îl duc în 2. Și f de minus 1 egal cu f de 1. Egal cu? Da. Cu 2, da? Și pe 0 îl duc fie la 1, fie la 2. Nu mai deranjează. Da? Dacă îl duc la 1, am o funcție. Și dacă îl duc la 2, o am altă funcție. Deci, asta ar fi al câtea funcție? F4. Apoi, o alta este minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Dar n-avem cum să le găsim totuși pe toate. Cum să nu le găsim? Păi sunt multe. Nu sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Le putem găsi. O să încercăm să pornim ideea aia ca să vedem cum le găsim. Putem să facem. Sunt finite. E un număr finit. Da. Și dacă e un număr finit, trebuie să le găsim. N-am putea să facem regula produsului sau... Nu ne grăbim. Vreau să aveți grijă să le găsim pe toate. Le putem chiar concret găsi pe toate. Da? Și ca să termin ideea acum. Deci tot așa. Minus 2 și 2 în 1. Minus 1 și 1 în cine? În 2. Dar faptul că pe 0 îl duc la 2, e o altă funcție asta. Da, dacă un singur element are o altă direcție, toate cele întotdeauna, dar e altă funcție, clar. Ia cât a 5-a. Deci, când am luat pe 1 cu 2, două din ele, am putut genera două situații. Dacă iau pe 1 cu 3, iar două situații. Cu 0 mă la joc eu. Pe 0 duc fii sus, fii jos. Iau celelalte două, iarăși, dacă pe 0 îl mișc, iar încă două. Deci, practic, câte am făcut de aici? Eliminând, sunt 3, și am eliminat pe rând câte una din ele, da? Eliminând pe una din ele, s-a întâmplat ce lucru aici?
Bun. Dar avem și varianta minus 2 și cu 2, să-l ducem în 2 și ăsta altul în 1. Da? Multe. Nu sunt multe, dar nu sunt imposibile. Da. Sunt permutări de 3, dacă te urmărești. Da, exact. Da? Permutări de 3, care înseamnă 6. 6 ori 2, 12. Că la fiecare, datorită lui 0 ăsta, datorită, deci, cum am organizat aici? 1 și 2, da? Datorită faptului că 0 duc o dată la 1 și o dată la 2, am două variante. Când iau 2 cu 1, iar 2. Toate acestea când le iau sunt în număr de 6. Nu? Că le permut. Da. Deci, e clar că 6, 6 ori 2, din cauza că 0 îl pot distribui în două moduri, la cele două, 6 ori 2, 12. Da? 12 când le iau câte 2. Da. Sunt 12. Plus cele care au fost înainte 3, 12 și cu 3, 15, da? Și, acum, ce variantă aș avea ca să le prind pe toate 3? Pe toate 3 aș avea varianta să mă duc la 1 și la 3 și pe să-l duc cel de-al treilea la 0. Da. Lui 0 pe elementul al treilea. Da. Și generez astfel câte? Încă 3. Deci încă 3 generez pentru că 0 se va duce la una din celelalte. În care situații le-am prins pe toate 3, da? Dar noi n-am putea să luăm doar cele alea 3 care sunt pare, dar f de minus 2, f de minus 1 și f de 0. Să le luăm și să le ducem fiecare în 1, 2, 3. Și păi da, eu n-am făcut asta acum. Ba da, ba da, da, zic că avem mai multe acolo, avem 5 cu tot cu... Eu zic să le luăm doar pe alea 3. Deci, nu-i bine că ce fac, sunt prea multe? Da. Nu, nu, e bine. E bine, nu? Da. Mai rău luăm o dată. Haideți să mai vedem. Am putea să găsim o rețetă să aflăm. Păi da, dar asta încerc să vă, da, să vă duc ușor, să vedem exact ce, cum gândim. Deci, când am zis funcția constantă, n-a fost nicio problemă, nu? Dar dacă fac f de minus 2, 1, f de minus 1, f de 1 și f de 2, 1, pe și pe 0 îl duc la 2 și 3, am imediat alte funcții. Da. Deci, vedeți, eu am zis funcția constantă când l-am băgat pe 0 la 1. Dar în diagrama asta pot să-l duc pe 0 păstrând asta, F1, unde să-l duc? La 1, 2 și 3. La 1, 2 și 3 pe 0. Și am 3 funcții. A fost un F1 ăsta. Da. O altă funcție derivată de aici ar fi aceea în care pe 0 îl duc la cine? La 2. Și pe 0 pe mă duc la 3. Deci iată că sunt pe scheletul lui F1, în varianta asta, sunt 3. Trei funcții. Deci, iată, avem posibilitatea să începem să... Fiecare ar putea să se ducă... Fiecare aici... Deci, asta aici am spus-o. 2, 3, 3, 3, da? Deci, 3 aici, 3 aici, 3 aici. Bun. Asta când... Pentru paritate am asigurat ca imaginea f de minus 2 să fie egal cu f de 2, f de minus 1 egal cu f de 1. Iar pe 0 l-am putut alerga în celelalte, nu? Și sunt funcții distincte. Acum, când iau două din ele, două, adică minus 2 cu 2 să aibă ca imagine pe 1 și minus 1 pe 1, cu 1 să aibă ca imagine pe un alt element din celelalte. Și 0 să fie tot. Și 0 pe urmă iarăși aleargă independent în care?
În toate cele trei. Da? În toate cele trei. Iarăși trei funcții. Iar trei funcții, da? Când am permutat astea două între ele... Iarăși trei funcții. Iarăși trei funcții. Deci, practic, trei de fiecare dată și sunt aici permutări de câte sunt. Noi avem aici aranjamente sunt. Ce știți voi? Atunci când ținem cont de ordine, sunt am aranjamente. Când nu ținem cont de ordine, combinări. Și aici, fiindcă ținem aranjamente de trei, de șase, nu. Aranjamente de trei, că sunt trei elemente, luate câte două. Da. Da? Și vine... Și aranjamente de trei, când facem? Aranjamente de trei, luate câte două, egal cu... Trei factori. Nu, trei. Aranjamente de trei, luate câte două, face cât? Vă mai amintiți formula? Da, 3 factorial supra 2 factorial. 3 factorial supra? A, 1. 3 minus 2 factorial. Așa, 3 minus 2. Deci ai scris prima primară, 3 factorial. Și face 3 factorial, care înseamnă 6, da? Da. 6 sunt. Și datorită faptului că 0 se distribuie pe rând la fiecare, îți vine 6 ori 3, 18. Da? Deci, le vedem așa, și la toate se mută de 3 ori, datorită lui 0 ăla. Așadar, hai să adunăm, ca și cum ar fi fost o singură variantă, 1, 2, 3 și cu 6, cât vine 6, 9 și ori 3, datorită lui 0 care sare dintr-o poziție în alta, 9 ori 3, 27 deocamdată. Și altă variantă ar fi aceea în care să facem distribuția, deci, dar le-am prins, am prins-o, nu? Câte două din paritate, f de minus 1 egal cu f de 1 și f de 1, câte două, și urmează 0 acela, da, care sunt acela pe 27. Deci 27 de permutări. 27 de funcții pare. Insist încă o dată. Vreau să înțelegem bine. Da. Știți poanta aceea, nu? Că profesorul la universitate l-a predat un curs analiză matematică, să zic așa, și studenții stăteau foarte atenți, mai ales în primul an, să prinde totul și nu înțelege nimic. Au întâlnire cu decanul, decanul fiind de fel cum ar fi directorul unei școli, se obișnuiește asta ca să, mă rog, să se ia pulsul câte cât, să vadă cum se acomodează studenții la anul întâi și ori doi curajos, spune, domnule, la domnul decan, la cursul de analiză, nu înțelege nimic. Nimic. Altul să ridic și el, da, așa este, nu înțelege nimic. Vine profesorul, pune pe tablă, umple tablă acolo, ce face, noi copiem, nimic nu se înțelege. Bine, stau de vorbă și duci să treci și spun, băi, fii atent, ai reclamație că nu înțeleg studenții la tine acolo. Deci și tu încearcă să-l faci mai explicit cursul. Supărat el vine ora următoare și spune, dragilor, am înțeles că v-ați adresat decanul, i-ați avut întâlniri și că nu înțeleg. Păi de ce e atâta? Păi, real, cursul nou explică el acolo, în felul lui. Ați înțeles? Nici o reacție. Iar le-a încă o dată. Păi, ați înțeles? Nimic. Hai, lăsați-o acolo. Am înțeles-o și eu. Până și eu am înțeles-o. Păi, nici acum nu ați înțeles. Deci asta am făcut legătura cu, apropo, de problema în sine pe care vreau să înțeleg și eu. De ce? De ce? Pentru că a ascuns în ea noțiunea de definit, noțiunea
de definiția unei funcții. Spunem că avem o funcție dacă... Funcție pare. În general, funcția, noțiunea de funcție. Așa. Pleacă tot. Deci pleacă tot. Deci când zici, fie funcția de aici până aici, trebuie să înțelegem că prima problemă, cea mai importantă pe care o avem de rezolvat, este să nu cumva să existe un element în domeniul care să nu-i pui ceva în corespondență. Deci pleacă tot. Dar pot să mai rămâne elemente din... Încă domeniu, da. Acolo nu mă frământă. Dar la domeniu, de aceea facem domeniul definiție. Noi ne asigurăm să avem rezolvată problema asta. Tuturor să le putem pune în corespondență. Da. Da? La fracții, ce spunem? La fracții, spunem noi toți să fie diferit de zero. De ce? Că dacă vrem să facem imaginea când, pentru cineva, că, pentru care numitorul e zero, nu putem. Deci dacă am funcție de x, legea asta, egal cu x plus 1 supra x minus 3, spun că x trebuie... Pentru că dacă vreau să fac f de 3, 4 supra 0 și împărțirea la 0 n-are rost. Deci lui 3 nu-i pot găsi imagine. 3 n-are ce căuta în domeniul definiție. Asta este esențial. Deci pleacă tot și nu e posibil ca un element să plece în două direcții. Un element din domeniu să aibă două imagini. Asta nu e funcție. Da? Deci când am deschis gurița așa, am zis fie funcția... Da, funcțiile de gradul 2. Păi nu. Nu, e invers, da, e invers. Am unele... Două distincte au aceeași imagine. Da, da. Dar nu se poate ca, exact cum tu te afli într-o intersecție și pleci în același timp în două direcții. Da, nu se poate. Da. Deci pleacă tot și nu se poate ca un element să aibă două sau mai multe imagini. Da. Chiar mă întrebi. Pretențiile funcției. Pretenții. Funcția e pretențioasă, da. Pretențiile funcției. Un. Pleacă tot. 2. Un element nu poate avea... Două imagini. Nu poate avea două sau mai multe imagini. Un element nu poate avea două sau mai multe imagini. Ăsta e mezul noțiunii de funcții. Dacă înțelegi bine, așa, definiția aceea abstractă, mi-amintesc când am început în învățământ, predat prima dată, învățat și eu definiția aceea acolo. Fie date două mulțime A și B și un procedeu prin care facem ca fiecare element din A să-i corespundă 1 și mai 1 din B. Spune-mi asta, că am definit o funcție pe mulțimea A cu valori în B. Era abstractă. Elevul la primul contact cu definiția asta strângea de numeri. Băi, ați înțeles? Și ce să înțeleg? Definiți, rezolveți, mă. Dar dacă stai un pic și spui, băi, fete, aici, că funcția mă simt obligat un pic să fac o chestiune, da? Urmăriți-o un pic pentru 2-3 minute. De unde am venit chestia asta? Ce se întâmplă? Ia uitați-vă. Dacă eu dau așa, 2x plus 3y egal cu 5. Stai în predicat. Da? 2x plus 3y egal cu 5. Și xy aparțin lui iar. Am găsit toate perechile pentru care se întâmplă chestia asta, e o problemă complicată. Știți ce este asta? Este un predicat. Da. Nu? P de x și y, predicatul P de x y, care sună? 2x plus 3y egal cu 5. Un predicat este corect dat dacă indic și mulțimea pe care o parcurge fiecare element în parte. Deci trebuie să zic în continuare x se spune parcurge el și y parcurge el. Sau într-un alt limbaj, x, y parcurge produsul cartezian. Error, nu? Bun. Dar a le găsit pe toate perechile, e o problemă dificilă. Și scriem y în funcție de x. Asta. Deci de aici scoatem y-ul. Apare ideea, ca să le găsesc pe toate. Am să scriu pe y de aici egal cu 5 minus 2x totul pe 3. Și ca să pot să încep să descoperi toate perechile, înseamnă că lui x îi dau valori și găsesc y. Da. X îi dau valori și găsesc y. Și atunci apare o corespondere. Y-ul este în funcție de x-ul pe care îl dau. Da.
adică f de x. Și atunci transcriu toată povestea asta, y-ul acesta ca o funcție, nu? O expresie în x, și iată că pot vorbi de scrierea predicatului într-un alt mod, și anume e funcția f definită, ce e definită, adică despre x știu ce se întâmplă, că am eu, am stabilit definită pe el, cu valori y care îl obțin cu valori în el, și după rețeta, obținerea y-celor, după rețeta f de x egal cu 5 minus 2x, totul pe 3. Am hotărât să fac așa, puteam să fac și invers, pe x funcție de y. Da. N-are importanță. Dar important este, sigur că acolo să apare problema inversei funcției respective, da, exact. Da? Că scos pe x funcție de y. Ei, noțiunea de funcție, odată bine, bine știută, îți dă lejeritate să poți gândi. Iată că aici, în problema asta, mi s-a cerut să definez funcțiile pe mulțimea minus 2, minus 1, 0, 1 și 2. Eu nu mă împăcam să fac numai minus 2, f de minus 2 egal cu f de 2 și f de minus 1 egal cu f de 1 și pe 0 să-l las așa. Ci și lui 0 trebuie să-i pun în corespondență. Și când un singur element are alte imagini, imediat am altă funcție. Chit că am păstrat, ați văzut scheletul f1, f de minus 2 cu f de 2 și f de 1 egal cu f de 1. Dar pe 0, ducându-l în 1, 2 sau 3, am avut 3 funcții. Pentru, aici ce, de ce am reacționat foarte atent? Pentru că știu foarte bine ce înseamnă funcție. Tuturor să le pun în corespondență. Să nu cumva să existe vreunul care să ne pun ceva în corespondență. Iar când am o altă corespondență, am altă funcție. Da? Bun. Deci 27 mei și 9. Acum când am clarificat lucrurile acestea. Ei spuneau la final 3 la 3 și fix 27, dar nu știu cum am avut. 3 la 3? Că asta, de asta mă gândeam la regula produsului sau la ceva. Câte posibilități are fiecare? Păi să ne gândim de ce 3 la 3. Noi am adunat acolo. Da. De asta tot mă gândeam că... Noi am înțeles totul cu 3, da? Da. 3 ori 9 ne-a ieșit 9, nu? Da, da. De ce 9? De ce au ieșit 9? Am avut aranjamentele odată 6 da. Și cu 3. Da. Deci cred că 3 pe lângă... 3 pentru că 0 îl joacă în 3 variante. 0, 1, 2, 3. Da. Pe lângă aranjamente de 3 luate câte 2, plus aranjamente de 3 luate câte 1. Care face 3 pe lângă a 6, așa am zis că face, și așa vei trebui luat că eu nu face cât? 3 câte. 6 și cu 3, 9 ori 3, 27. Cu o dată 3 la 3, dar explicarea în culise, asta, explicația făcută în culise este asta. Aranjamente nu combine sunt. Da. Iată că aici a fost loc și de discuția despre aranjamente, pentru că aici se și permută Funcții pare. Foarte frumos ești. Foarte tare. Da. Mă bucur mult că gândesc lucruri interesante. Așa. Vă să întrebăm mai aici? Da. Eu am o limită. Hai să vedem. Cum trecem de la funcții pare și chestii. N-are importanță. E matematică și trebuie să... Încercăm să răspundem. Nu, sper să nu mai puțin ca aseară. Dar ne-am descurcat. Bine, ne-am descurcat, bă, dar n-am dormit de supărare. Acum să muncim acolo să nu-mi vină în minte chestia aceea. Am pus-o, exact, filmul l-am pus acolo, să-l vedeți. Supărare mea așa de pun ca să-l vadă toată lumea că... Posibil așa ceva, nu? Muncești și într-o clipă putea fi făcut. Spune-mi, te rog. Limită pentru n timp de la infinit. Da. În integrală de la 0 la 2.
limită pentru n tind de la infinit, din integral la 0 la 2. Bine, și e fracție. Modul de x minus n. Modul din x, x minus n. Minus n în paranteză. Da, da. Așa, da. Modul din x minus n. Supra x plus n. De supra x plus n de x, da. Da. Habar nu am, n-am. Nu m-am apucat. Da. Ce ne rămâne aici? Ne rămâne să... O să fie pe ramuri, nu? Că avem modulul ăla. Modulul ăsta, da. El nu se duce la infinit. Expresarea modulului ce înseamnă? Până la n-ul ăla are semnul cum? Până la n minus. Cu minus, nu? Da. Minus x plus n. Da. Și de acolo rămâne x minus n. Deci, vom spune că este egal. Hai să facem așa. Modul din x minus n egal cu acolată cu x minus n dacă x mai mare ca n, mai mare egal, și egal cu minus x plus n dacă x mai mic ca n. Și atunci modul din x minus n pe n, deci modul din x minus n supra x plus n va face în două variante minus pe lângă minus x plus n, hai să zic așa, supra x plus n pentru x mai mic ca n, așa? Da. Și egal cu x minus n, x minus n supra x plus n, x plus n pentru x mai mare egal decât n. Și atunci, integrală, deci integrala aceea care avem de la 0 la 2 din modul din x minus n supra x plus n de x va face cum? Egală cu acoladă. Urma explicitării, integral la 0 la cât? La 2. 2 din minus x plus n supra x plus n de x dacă x-ul e mai mic ca n și egal cu integrală de la 0 la 2 din x minus n supra x plus n de x, dacă x-ul e mai mare egal decât n. Dar de ce am pus? Trebuie undeva să fie 0. De-aia e... Da, păi da, de la x egal cu n. Am fi putut să punem și la mai mic ca n egal? Sigur că da. Ah, deci unde vrem? Da, într-una din părți. Da. Deci, nu. Deci putem pune aici dacă vrei tu și ștergem de aici. Da? Da? Nu. Nu are nicio importanță, da, unde închidem intervalul. Ne urmai explicitare. Bun. Și acum, hai să calculăm, concret, fiecare integrală în parte. Deci, ne ocupăm de integrală din minus x plus n supra x plus n de x, de la 0 la 2, pentru x mai mic egal decât n, da? Cazul întâi. Și egal cu integrală din, scoatem un minus în factor, nu? Și faci integrală 0 la 2 din x minus x plus n minus 2n. Era x minus n, dar minusul l-am pus în față. Supra x plus n
de x și care face minus integrală la 0 la 2 din 1 minus 2 supra 2n supra x plus n de x și egal cu minus x minus 2n logaritm natural din x plus n. Da. Modul ar trebui, dar suntem cu x și de la 0 la n, de la 0 la 2, da. Nu? Da. Și n e natural, da. Duce chiar la infinit, deci n-are rost. Variat între 0 și 2. Între toată asta, între 0 și 2, care înseamnă f de b minus f de a, 2, minus 2n logaritm natural din n plus 2, da? N plus 2, așa. Și aveam un minus în față. Și minus, deci minus în față, da? Da. Egal cu minus. 2 minus 2 în logaritm natural din n plus 2. Minus. Minus. Valoarea în, în punctul inferior, deci vine 0. Minus. Minus vine plus. Nu? Plus da. 2n. Logaritm natural din n. Și închid paranteza. Dreaptă, de egal mai departe, continuăm cu minus pe lângă. Este un 2 de la un capăt la altul. Nu? 2 da. Peste tot. Și vine 1. Minus n. Plus. A plus, da. Plus. Ah, nu. Și este și un parcă văd din ăștia doi. Adică ar veni așa n pe lângă, mă bine, 2n, 2n, n pe lângă, logaritm natural din n supra n plus 2. Da. Ei, nu mai are rost să mai pun am strâns logaritmul, da. Deci vine n, logaritm natural din n pe lângă supra n plus 2. N-ul ăsta poate să urce sus la exponent, conform unei proprietăți, nu? Și ați vin acolo un la infinit. Probabil că așa se așează, deci vine minus 2 pe lângă 1 plus logaritm natural din n supra n plus 2, totul la n. Asta e pentru prima. Și mai continuăm, egal cu minus 2, desfacem și paranteza și facem minus 2 minus logaritm natural din minus 2 logaritm natural din, dar ducem la 2 în sus, îl punem la minus logaritm natural din chestia aia la 2n, la 2n, da? Da. Minus logaritm natural din n supra n plus 2, totul la 2n. Și dacă duce și minusul acolo, ar face egal mai departe cu minus 2 plus logaritm natural din n plus 2 supra n, totul la 2n, nu? Și dacă mai aranjăm, că visăm să se așeze numărul i acolo, nu? Ar mai fi minus 2 plus logaritm natural, distribuim pe n și vine 1 plus 2 pe n, totul la puterea 2 n aici, da? Așa, da. Vom spune că integrala asta este egală cu, asta e calculat acum, nu? Egală cu, deci integrală de la 0 la 2 din modul
din x minus n supra x plus n de x este egal cu acoladă. O primă variantă este asta, egal cu minus 2 plus logaritm natural din 1 plus 2 pe n, 1 plus 2 supra n la puterea 2 n. Asta pentru x mai mic egal decât n, nu? Da. X mai mic egal decât n. Și mai avem a doua variantă. Da. Și mai avem a doua variantă. Să vedem și pe asta. Îmi place mai tare cum arată. Trebuie să dea amândouă același lucru sau... Nu, același? Stau și analizez următorul lucru. Că noi x și, când facem o integrală definită, x-ul este între 0 și 2. Da. Dacă x-ul este între 0 și 2, n-ul ăsta îl depășește pe... n-ul se duce la infinit. Da. Deci, e de parcă ar fi x minus 100, minus nu știu ce, că e să duci la infinit. Adică, întrebarea mea este, care din ele trebuie să o luăm în calcul? Pe prima sau pe a doua? La asta mă gândeam acum. Adică, vedeți, noi despre x știm sigur că între 0 și 2. Da, dar e nu e, se duce la infinit. Așa, faptul că e nu se duce la infinit, la explicitare, care variantă o luăm? Păi dacă facem limita asta cu L'Hôpital, cum ar fi să derivăm integrala aia? Să nu ne mai chinui să calculăm. Ar merge sau? Îmi prăstii. Și eu acum îs nedumerit din prisma asta. Prin prisma acesta, faptul că x-ul știu că e între 0 și 2, da, se calculează integrala funcției de n, așa mi-a dat, nu? Este o expresie de n și în expresia aceea trecem la limită. Ia să vedem și pe cealaltă. Hai să vedem, ce ne dă. Deci avem integrală de la 0 la 2 din x minus n supra x plus n de x, știind că x-ul e mai mare decât n. Și egală cu cine asta ar fi integrală, de la 0 la 2. Dar se poate că x-ul fie mai mare decât n, dacă e întindu la infinit. Asta mă... Deci x-ul să-l depășească pe n. Da. Și x-ul știam că este de între 0 și 2. Cum să-l depășească pe n? Deci asta pică după... Da. Deci, după părerea mea, integrala asta n-are rost să o facem, ci numai pe prima, în urma explicitării, ținând cont că x-ul, limita o facem pentru n tind la infinit, x-ul nu poate să depășească pe n, nu?
Atunci rămânim în varianta asta. De ce să stăteam și să analizăm? Dar asta n-am putea să scriem altfel, să putem să rezolvăm cu L'Hôpital regulă. Tu ai o idee cu L'Hôpital? Ai văzut acolo ceva? Nu, am văzut. Nu, asta e, vă întreb dacă sunt prostii sau nu. Stai să vedem dacă la L'Hôpital făceam ce acolo? La limite de funcții. Asta e de apare un șir. Șir, da. Da. Deci este un șir. Nu merge. Și nu mă duc. Deci este singura observație care o fac, este asta că nu putem să luăm și partea cealaltă. În urma explicitării asta ar fi. Da. Și acum trecem la limită aici. Deci limită pentru enti de la infinit din integrala de la 0 la 2 din modul de x minus m supra x plus m dx egal cu limită pentru enti de la infinit din minus 2 plus logaritm natural din 1 plus 2 supra n totul la 2n. Da, limită din bucata asta. Egal cu minus 2 plus limită pentru n. Dar să ducem eu ca sub logaritm. Comută, nu? Logaritmul cu limita. Logaritm natural e funcție continuă, deci logaritm natural din limită pentru x din de la, pentru n din de la infinit din 1 plus 2 pe n supra 2n și egal cu minus 2 plus logaritm natural din limită pentru n tind de la infinit din 1 plus 2 pe n totul la puterea n pe 2, nu? Da. Ori 2 pe n și ori 2 n. Toată asta, asta e prima parte, e numărul E. Da. Și noi până simplificăm și face logaritm natural, face minus 2 mai întâi, minus 2 plus logaritm natural din E la 4. Adică minus 2 plus 4 și egal cu 2. Culori cât le dă? Nu știu, nu am uitat, dar este varianta 2. Este varianta A, dar acolo e grilă, da? Da. Da, deci... Asta era, că dacă e, nu poate să fie mai mare x-ul decât... Da, câte vreme x-ul e între 0 și 2, da? Deci integrala în sine x mai mic decât e, da, în varianta asta, cât merge, dar cealaltă partea urma explicitării nu poți să iei tamur. Am o idee. Puteți să ne dați o limită dintr-o funcție care să meargă, adică să fie tot în, o limită între integrală să meargă cu L'Hôpital. Că sunt curios cum se derivează. Stai o secundă. În condițiile în care am un șir. Da, nu merge. Nu, dar zic dintr-o funcție. Să fie integrală din ceva supra x sau, nu știu, limită din... Am mai văzut undeva și nu știu exact cum se... Da, tu spui asta, să fie o limită să ne placeze în cazul acela da, de 0 pe 0 sau infinit pe infinit și să fie integrală sus, să o derivezi și să scapi de integrală și atunci să-ți fie mai la îndemână de chestia asta. N-am acum pregătit așa o chestie. Da, asta, puteți să ne învățați cum se derivează o integrală care are... De exemplu, la 0 la x pătrat sau, știți, integral la 0 la x pătrat din ceva, cum se derivează asta? Să înțeleg eu ce vrei tu. Că nu mai știu exact. Trebuie să luăm capetele. De la 0 la x pătrat din o funcție. În f de t. Cum s-ar deriva chestia asta?
puteți fi o formulă? Formulă așa ca să-ți bătau, nu. Da. Fug de regulă de chestia asta, dar trebuie să interpretăm, să vedem exact ce propui tu acum, să vedem. Deci integrala 0 la x pătrat, zici, tot într-o funcție dt, dt. Pe meni nu mă, la urma urmei, ceea ce va fi, va fi un rezultat în x. Da. Variabila x, da? Și derivata aceea, vrei să o fac în derivata aceea. Deci ce rezultă aici? Va fi o funcție de x. Da. Va fi o funcție de x pentru că capătul de integrare e x pătrat. X pătrat, ai zis tu aici. Păi, f derivat de x ce-ar fi aici? F derivat de x ar fi... Eu știu că e f de x, ori x pătrat derivat, dar nu știu de ce. Deci, f derivat de x egal cu... În momentul în care derivăm integrala, rămâne ce este de aici, nu? Da. Și vine f, apare f de x pătrat. Aici, să nu notez tot cu f de x. Intru într-o confuzie. Va fi un g de x. Deci, ceea ce urmează, va fi o expresie g de x. Și... pe asta, dacă o derivez, g derivat de x, da? G derivat de x este f în capătul superior, f de x pătrat, minus f de 0, practic tu pe t... Vine din Leibniz Newton. Da, da, da. Deci primitiva pe... în... Da? Da. Primitiva în capătul superior, nu capătul inferior. Da. Și noi facem dt, ca și cum am schimbat, și x pătrat derivat, nu? X pătrat derivat face 2x atunci. Da. Deci înmulțit aici cu, încă o dată, deci în urma integrării, în urma derivării, apare exact funcția de subintegrală. Să insist un pic. Deci dacă ar fi integrală de la 0 la, zici tu, x pătrat. Poți fi o expresie în x. Da, zici tu x pătrat, așa, da? Din, să zicem, sin de x. Luăm un exemplu. Sin de t. De t. Și ce va fi o funcție g de x, care va arăta așa, egal mai departe. Noi știm să integrăm pe sin de t. Da. Integrala lui sinus este minus cosinus de t între valorile 0 și x pătrat, da? Și egal cu minus cosinus de x pătrat plus cos de 0, care e 1. Cum spuneam, ceea ce a rezultat este în x. O funcție în x, g de x. G derivat de x ar face minus cos de x pătrat plus 1 derivat. Da. Adică 2. Deci nu, minus 2. Nu. O secundă. Mai întâi cosinusul derivat, da, care este sinus, da? Minus sinus. Și, da? Și va face sinus, care este minusul, da, de acolo, da, sinus de x pătrat, ori derivata lui x pătrat, ori 2x. 2x. Acum,
tu îmi spui să derivezi direct așa, integrală. Direct integrală. Și zici, g derivat de x va face sinusul, sinus de t, așa este, da? Da. De t, între valorile 0 și x pătrat. 0 și x pătrat. Și înmulțit cu dt-ul, care dt a căpătat valoarea cât x pătrat. Da. Da? Va căpăta x pătrat. Și asta înseamnă cine? Înseamnă 2x. Ori 2x. Și deci este gamma din particul. Sinus de x pătrat. Sin de x pătrat. Minus sin de 0 da. Este 0. Da. Și ori 2x. Este același lucru. Nu? Obținut. Deci valoarea în capătul superior, da? Deci, ori derivata. Derivata aceea pentru că e dt-ul. Deci ca și cum s-a schimbat variabla t egal cu x pătrat. Și derivata t egal cu x pătrat, da? Dacă aveam de la t egal cu x pătrat, atunci derivăm da, dt-ul de egal cu 2x de x, da? Este acest joc făcut. Și dacă aveam de la x pătrat la 0, era minus chestia. Sigur că da. Deci e ușor de văzut asta. Altceva? Eu nu mai am. Nu mai aveți nicio, nu? Hai să vă propun da, eu da. Ceva. Vedem cât putem face. Stai să zicem să dă funcția f de x egal cu modul din x e la puterea 1 supra x minus 2. Să încercăm să trasăm graficul acestui funcție. Păi mai întâi să calculăm limite. La minus și la plus. Mai întâi să explicităm modul. Sigur că da. Deci modul să-l explicăm. Deci f de x va fi egal cu acolată, egal cu x, minus x e la 1 pe x minus 2, când x aparține de la minus infinit până la 0, și egal cu x e la 1 pe x minus 2, când x aparține de la 0 la plus infinit. Nu? Așa arată funcția asta. Da. Și mai puțin elementul 2. Că aici da. N-ar avea rost fracția. Deci îl dau pe 2 de aici, din zona în care se află el. Și sus la fel? Sus nu. Că nu, pe minus e bine 0, nu se află 2. Da, deci așa arată. Funcția e definită pe el, trebuia să precizăm asta, e definită pe el. Mai puțin elementul 2. Cu valori în el. Asta avem noi grijă. Asta înseamnă că dacă pornesc tabelul de valori lor, de la tabelul variației, de la minus infinit la plus infinit, mai puțin 2-ul, când 2 nu există, punem de desubt derivat de x și jos f de x. Așa cum spuneai, limită la plus minus infinit, nu? Ca să vezi fiindcă face parte din domeniu. Și ar trebui și una în 2. Și în 2, stânga-dreapta. Da, da. În 2, pentru că nu, acolo aștept o asimptotă da. Verticală. Nu? Da. Că e punct scos de, e punct de acumulare. Și atunci, limită pentru x tinde la plus infinit, din care variantă mă duc la plus infinit? Din asta. X e la 1 pe x minus 2. X ori e la 1 pe x minus 2. Egal cu infinit, ori 1 e la 1 pe infinit 0. E la 0, 1, infinit. Da? Da. Face plus infinit. Dacă plus infinit, n-am asimptotă orizontală și e posibil să am oblică. Deci eu sunt, mă ocup de oblic imediat ca să da. Nu uit. Vreau informații cât mai multe. Deci y egal cu mx plus n este asimptota oblică și atunci, iar m egal cu limită pentru x tind de la plus infinit m de x pe x și
limite pentru x tinde la plus infinit. X e la 1 pe x minus 2 supra x, x cu x de ce? Și face 1 pe infinit, 1 face. Trebuiau ambele valori și m și n finite, nu? Da. N egal cu limită pentru x tinde la plus infinit de f de x f de x minus f de x și egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din x ori e la 1 pe x minus 2 minus x m fiind 1. Spate pe x factor. Nu? Limită pentru x tinde la plus infinit din x pe lângă e la 1 pe x minus 2 minus 1 tot infinit. Și face infinitul 0. Ah, da. 1 pe infinit 0 e la 0, 1 minus 1. Infinit ori 0. Da. Și prezența lui e la ceva care face 0 mă duce spre fundamental aceea. E la expresie minus 1 supra aceea expresie face 1. Da? Este limita aceea. Limită pentru x tinde la x0 din e la expresie e de x minus 1 supra expresie e de x egal cu 1, dacă și numai dacă e de x tinde la 0. Și noi avem situația asta că e de x tinde la 0. Și atunci vreau să construiesc asta aici. Adică pun 1 supra x minus 2 e la expresie minus 1 supra expresie ori 1 supra x minus 2 și practic vine limită pentru x tinde la plus infinit din x supra x minus 2 x supra x minus 2 și asta e 1. Și cealaltă, asta e 1, și cealaltă e tot 1, da? Deci da. Egal cu 1. Deci dreapta de ecuație y egal cu oblică x. Deci zicem că y egal cu x plus 1, y egal cu x plus 1, asimptotă oblică. Asimptotă oblică plus spre plus infinit. Iată că spre plus infinit am terminat. Să ne ocupăm și spre minus infinit. Limită pentru x tinde la minus infinit din din prima minus x e la 1 pe x minus 2 și face infinit 1 pe infinit 0 da, face plus infinit. Da? Plus infinit. Ce am zis eu? La plus infinit, reduse plus infinit. Da, vine la plus infinit și ne-am ocupat, am găsit asimptota oblică. Corect. Hai să ne ocupăm stânga dreapta lui 2. De ce se întâmplă? Deci el ies în 2. Da, nu calculăm și oblica. La minus infinit? Sau la, da, de acord. Deci e posibil să avem și aici oblica. De acord. Hai să vedem. Limita pentru x tinde la m. Da. M1, hai să zicem așa. M2. M1 l-am aflat. M2 limită pentru x tinde la minus infinit din minus x e la 1 pe x minus 2 supra x facem minus 1. Da. Și n2 egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din minus x e la 1 pe x minus 2
minus mx plus x vine, nu? Că da. E minus 1 plus x, scoatem pe x în factor, egal cu limită pentru x tinde la minus infinit, din minus x chiar am să scot în factor, minus x, e la 1 pe x minus 2, minus 1, și am intrat în limita acea anterioară și dă același și dă, dar dă minus 1. Minus, da. Da? Va face minus 1. Așadar, că spunem că y egal cu minus x minus 1, asimptotă oblică, spre minus infinit. Avem două asimptote oblice, una spre plus, alta spre minus. Și să vedem în vertical. Acum în verticala, să o vedem. Stânga-dreapta lui 2. Deci f de x egal cu... Nu, el ies în 2. Egal cu limită pentru x tinde la 2. X mai mic ca 2. Puteam să iau săgeata, să știți, nu? Da. X... Asta e la stânga. X și X crescători. Din care variantă? Din a doua. Da, din a doua, pentru că X egal cu 2 aici este, da? Din X e la 1 pe X minus 2 și face 2 ori e la 1 pe 0 negativ, că x-ul mai mic ca 2, face 2 ori e la minus infinit, 2 supra 10. E la infinit, face 0. Deci limita la stânga lui 2 este 0. La dreapta. El de în 2, egal cu limită pentru x tinde la 2, din modul din x, nu din x, tot aceeași. Da, da. E la 1 pe x minus 2 și face 2, e la 1 pe 0 pozitiv, 2 ori e la infinit. Asta face plus.